Zi de mare bucurie! Una dintre cele mai mari clinici de avort din Austria a fost închisă după 40 de ani de funcționare. Peste 35.000 de avorturi erau efectuate în fiecare an. Se pare că una dintre cele mai vechi și cele mai mari clinici de avort din Austria a fost închisă pe termen nelimitat, informează LifeSite News. Organizația Pro Avort Pro Choice Austria a emis o declarație pe 29 martie în care anunță că unitatea de avort din centrul Vienei a încetat să mai efectueze avorturi și va fi închisă. În săptămânile care au precedat anunțul, au circulat zvonuri potrivit cărora, clinica și-a încetat activitatea și s-ar putea închide în curând. Este clar că condițiile cadru inadecvate fac ca situația să fie precară. Avortul sigur din punct de vedere medical este încă incriminat de legislația austriacă, iar primăria din Viena, precum și statele federale, se bazează pe faptul că există o ofertă suficientă pe piața privată, se arată în comunicatul clinicii. Clinica nu oferea avortul doar femeilor austriece, ci era cunoscută și ca un centru important pentru femeile din Europa de Est care căutau avorturi în străinătate. Procesa Austria nu a fost singurul grup îngrijorat de închiderea unității cunoscute la nivel internațional. Partidul Verde, pro-avort din Viena, a emis un comunicat de presă la 30 martie în care deplângea reducerea ofertei de avorturi. Partidul Verde a confirmat că, de mai bine de 40 de ani, pro-woman a fost un punct de contact bine cunoscut pentru femeile însărcinate mult dincolo de Viena. Faptul că ambulatorul Pro Woman este în prezent închis este extrem de îngrijorător, a declarat purtătoarea de cuvânt pentru femei și afaceri sociale a Partidului Verde din Viena. Pe de o parte, pentru că ambulatorul trata femei în străinătate, iar închiderea reprezintă o problemă majoră, în special pentru femeile din țări precum Polonia, unde există acum o interdicție a avortului. Pe de altă parte, pentru că ambulatorul oferă o rată de ajutor social, pentru a sprijini femeile dezavantajate social atunci când fac avort. Acest lucru înrăutățește situația sanitară a femeilor însărcinate neintenționat din Viena. Mișcarea Pro Viață din Austria îi mulțumește lui Dumnezeu pentru rugăciunile ascultate. Clinica a fost deschisă în 1979 și probabil că au fost sute de mii de avorturi efectuate în fabrică de avorturi în cei peste 40 de ani de funcționare. Austria nu ține statistici oficiale privind avorturile, însă în 2009 reprezentanții clinicii au estimat că numai în clinica lor au fost efectuate aproximativ 35.000 de avorturi în fiecare an. În urmă cu aproximativ 10 ani, numărul de zile de funcționare a clinicii a fost redus de la 6 la 2 sau 3 pe săptămână. Catolicul austriac și activistul pro viață Alexander a declarat pentru Lifestyle News că închiderea centrului de avorturi a fost o mare bucurie, desigur, pentru mișcarea Pro Viața Austriacă și rezultatul a zeci de ani de rugăciune în fața acestei clinici. El a avertizat însă că nu trebuie să lăudăm prea mult totul, deoarece, din păcate, există alte clinici de avorturi în Viena care au efectuat semnificativ mai multe avorturi decât aceasta în ultimii ani. Cu toate acestea, este un semn foarte important, deoarece această clinică de avorturi a existat de mult timp și era foarte cunoscută în toată Austria să-i mulțumim lui Dumnezeu și să mulțumim tuturor oamenilor mari și curajoși care s-au rugat acolo timp de 10 ani. Nu pot decât să le recomand tuturor pro viață să vadă dimensiunea spirituală ca bază în lupta pentru viață, pentru că adevăratul dușman al vieții este diavolul. Șarpele cel vechi, tatăl minciunii și ucigașul de la începuturi, precum și slujile sale pământești, a zis Fisher. Deoarece mai trebuie să luptăm împotriva puterilor și forțelor noi, ca ființe umane, suntem neputincioși fără ajutorul cerului, dar dacă luăm ajutorul de sus, dușmanii vieții sunt în realitate bieți diavoli și nu au nicio șansă pe termen lung. Mai bine de 20.000 de copii salvați în Austria își datorează viața angajamentului multor războinici ai rugăciunii și donatori credincioși, precum și voluntarilor noștri de la fața locului, unii dintre copiii salvați și-au terminat deja studiile, acum la vârsta de 25 de ani, a continuat Fischer. Bucuria lor în viață, precum și recunoștința familiilor lor, sunt o mare motivație pentru a continua cu credință în acest lung și adesea sombru angajament pentru viață. Relatează activnews.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro